În general, mamele au această iubire biologică, care este și sănătoasă, dar și diabolică. Și m-am supărat odată și am zis o vorbă dură unei mame. Vine o mamă și îmi spune. Părinte, băiatul meu a luat o fată rea. Dar de ce spui că e rea? Păi părinte, până să o cunoască pe aceasta, a fost un băiat de excepție. Acum nu mă mai înțeleg cu el. Da, mamă, până a găsit această fată era flăcău, acum este bărbat. Vrei să vorbească cu mata și să-ți povestească ce vorbește el cu fata aia? Dar eu trebuie să știu tot. Nu poți să știi tot. Taci, nu te băga. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Eu de multe ori am mai jucat teatru, Ei ca o mărturisire publică. Se întâmplă să vine la spovedi câte o mamă ironată în gândire, dar bună la suflet, la ea se vede că intenția e bună. Și tot așa se plânge de noră și îi zic, lasă măicuță, că-ți fac eu rugăciun să fie bine. Și o aud la o vreme supărată. Părinte, totul s-au despărțit. Și zic, poate asta e voia lui Dumnezeu. Ei, părinte, dacă așa e și la carte, lasă-i. Și reușesc să împac sfintele și să aduc lucrurile la linia de bludire. Fără război, fără săbii, fără suriți, fără tobe, fără grenade, cartușe, pistoale și fără morți. Așa trebuie lucrat. Pentru asta i s-a dat preotului puterea de a lega și a dezlega și duhul discernerii. Noi când discutăm o problemă nu trebuie să ne implicăm în problema persoanei, că mai aud câteodată. Părinte, ești foarte împrăștiat, dar păi cum ar fi să sufăr pentru fiecare fată și băiat care nu se împacă? Îi ascult, le dau rugăciuni, le scot părticele, îi pomenesc, îmi fac datoria. Restul Dumnezeu cu mila. Dacă Dumnezeu nu și-a permis să-i dea o palmă lui Adam când a mâncat din mâna Evei, cum să-mi permit eu să spun unui tânăr, nu o lua pe aia că nu-mi place mie de ea? Dar știu eu ce simte el, trăiesc eu simțurile lui? Nu! Și îi zic mamei, ce, tu când ai căsătorit, ți-a spus fiica ta sau fiul tău pe cine să iei? Păi nu erau născuți. Așa lasă-i și pe ei să-și facă drumul lor. Trebuie să fim echilibrați pentru că războiile încep de la egoismul propriu personal. Dacă are 18 ani, este un om care va suferi o vreme, dar va învăța ce este suferința. Trebuia să treacă printr-un părâu să simtă cum e udă la picioare. Oamenii simt nevoia să greșească ca să se călească. Fierul până nu l bați în foc, nu faci ce vrei cu el. Trebuie să fiți prietenele copiilor voștri. Că vine câte o mamă și zice, a fugit fata de acasă. E greșeala mata. ta, ai cicălit-o și e pus la legi până ce a zis, gata, o lași și plec. Tot acasă vine, dar stai cu inima friptă, stai cu inima îndurerată și oftezi și te îmbolăvești.